Cu drag de țară și de armonie între trup și suflet, am înoptat și mâncat vegan pe domeniul boierului Vlad și al castelanei Luminița. Pe tărâm dacic ne-a condus apoi GPS-ul. Anfitrion, un român care din travertin și dor de bunic, a construit un castel cu sute de trepte. La Hunedoara e de plimbat seara, dacă vrei să-l întâlnești pe cel mai ghiduș paharnic. Doar ce am ajuns și a început furtuna. Semn că emisiunea cu castelul din Ban Potoc va avea o audiență nebună! Pământul e cel care culege roadele furtunii, apoi le împrumută locuitorilor săi. Iată doi dintre ei. Proaspetele coapte, nu? Da, cele coapte. Dar oricum sunt foarte dulci și cele care sunt așa, încă verzi. Și încet, încet ajungem în grădina cu zarzavaturi, cu roșii. Deci doar roșiile foarte, foarte coapte. Da, pentru supă. Da, s-a luminat fantastic acum, de vis. Asta e cerul ăsta dramatic. Asta e nevoie la filmare. Cu dumneavoastră aveți nevoie de tot felul de ingrediente pentru mâncare. La fel și eu am nevoie de tot felul de detalii pe cer. Nu un cer steril, așa... E ca într-o poveste acum. Da. Exact. Extraordinar. Deci avem ingredientele. Avem gândit ceea ce facem. Aici avem șeful. Exact, asta vreau să văd. Să văd de fapt cine e în spatele filmării și în spatele castelului. Ce faci? Tu ai fost un prins, dar te-a transformat cineva în pisică. Că vreau să fac o supă cremă care să fie vegană, dar și pentru cei care nu trebuie nu pot servi cu rutoane de pâine și atunci o să fac niște mici curtoane din țelină din aceasta și o să servească cei care mănâncă fără gluten. Atunci va fi vegană și fără gluten. În sfârșit ajung și eu într-un loc unde se mănâncă cu adevărat sănătos. Gustos. Gustos. Și sănătos și gustos. Asta e ideea. Asta e arta. Exact. Perfect. Până atunci să filmăm spectacolul naturii. Mulțumesc. Sănătos pe picioare, mă rog, pe rădăcini, nu prea a fost mesteacănul din curtea castelului Maria. Maria sa, Furtuna, mi l-a făcut una cu pământul. Furtuna s-a instalat și ea, lăsând urme în curtea castelului din Ban Potoc. Spectacolul naturii a fost unul intens. Acum totul e calm, iar soarele a ieșit pe cer să asculte istoria plină de oameni buni a acestui loc, de la începuturile lui și până astăzi.
Suntem aici în satul Bambotoc, unde cu mulți ani în urmă boierul Vlad a venit și a găsit și el un loc de suflet, exact așa cum am găsit și noi. Și și-a construit o casă de vacanță, de unde am ieșit mai înainte, era grajdurile familiei Vlad. Și-a construit o casă de vacanță și o casă de vară unde să se retragă. Am descoperit acest loc în 1994 și ne-am îndrăgostit din prima de el. Datorită faptului că am înălțat un etaj, am realizat că este mult prea mare pentru noi. Și atunci am schimbat un pic gândurile și am zis că o să deschidem o mică pensiune. Camera din turn începe de la acea ușă cu geamuri micuțe, tocmai ca să aibă un pic mai mult spațiu, fiind o cameră mai mică, dar este cea mai romantică și este camera mea de suflet, unde cineva care iubește lumina chiar se poate bucura să vadă. Se vede până departe de aici, dacă e limpede, poți să vezi până la Deva și seara. Și, bine, vezi doar verde în jur, pentru că e grădina aceasta atât de frumoasă. Am venit să promovez plimbați și mâncați. Vreau să pregătesc deja mămăliga. Adică am pregătit deja mămăliga, dar vreau să pun la cuptor. Mămăliga făcând parte din felul 2, nu? Da, din felul principal. O mămăliga care se pune în tavă pe foaie de copt, unsă cu ulei. Și care o să ungem pe urmă cu ulei de măsline, avem acolo pregătit, cu oregano, adică cu acesta, această plantă care a luat-o din grădină, cu pătrunjel verde, și cu busuioc. E acel ulei și usturoi, bineînțeles, cum am zis. Sare și piper. Deja de sare și piper nu mai zic nimic. Și câteva picături de ploaie nu punem? Punem, că face bine. Se bucură grădina. Și o să crească mai mult busuioc. Asta preparați în fiecare zi pentru turiști? Nu, din păcate. Mi-ar face mare plăcere să pregătesc mâncare vegană în fiecare zi pentru turiști. În zilele de post ni se mai întâmplă, la cerere ni se mai întâmplă și pregătim pentru noi, care noi suntem, care nu mâncăm mâncarea așa mai ușoară, de seară, fără carne. Exact. Vreau pe urmă să pun la fiert un pic și să pregătesc și fasolea, care va veni pe urmă așezată pe aceste cățele de mămăligă. De mămăligă, dar va fi cu praz, cu usturoi, un pic picant vreau să fac, cu ardei iute, cu ghimbir. Așa o să pregătesc pe urmă această fasole. Dar prima dată trebuie să pun la fiert. Nucile pentru sosul alb cu nuci. Sosul care îl vom așeza la felul principal, lângă fasole și mămăligă. Vom folosi ulei de măsline, amidon de porumb. Și aici este din supa care am fiert legume. Bineînțeles, sare, piper, cimbru, mirotenii. Un fel de cocos. Care ce rol are așa? Să fie mai moale. Fezandează, o face mai pufoasă. Da, uite aici am uitat să... Nu cred că o face mai pufoasă, cred că efectiv o face mai cremoasă. Mai cremoasă, da? Da, pentru că
un pic de grăsime, știți, e nevoie, dar este exact cât trebuie. Dacă te uiți cât e de mare para și cât e de mic untul, bucățica de unt, deci, dar totuși trebuie un pic, nu? E vremea și ora când pisicile adorm, dar când în bucătăria castelului din Ban Potoc e forfotă mare. Văd mai multe luminițe în grădină și o luminiță la masă. Cum a fost anul ăsta turistic? A fost un an foarte bun. Au venit clienți chiar de foarte departe. Deci au venit chiar și din Constanța. Perfect. Și nu s-a terminat încă? Bună seara! Bună seara! Vă am servit supa cremă de roșii cu țelină. Mulțumesc frumos! Cu multă plăcere, poftă bună! Adevărată creație! Poftă bună! Mulțumesc frumos! Acum eu trebuie să spun așa că îmi câștig pâinea ținând și camera în mână, dar trebuie să las camera acum și să mănânc pâinea la propriu. Da. Și să mai face poftă să pleci de aici la ce mâncare plimbi în gură. Mămăliguță cu fasole și cu sos de nuci. Mulțumim frumos! Am văzut și nucile acum. Poftă bună! Poftă bună! Să nu se mai dea în vânt sau să pozeze oamenii alegând meniuri cu fructe de mare. Tare caramelizate cu cremă de ciocolată. Ciocolata, un fruct adevărat. Preferat de restul nutriționiștilor. Cei care nu sunt nutriționiști adevărați mănâncă ciocolată, exact. Mulțumim! Mulțumim! Și se poate lua și cu necodiță, da. Nu? Se moaie bine, mersi, în cremă. Da, exact. Cred că e mai... Mai pe stilul Ban Potoc, așa. Aha. Uh-huh. Merge acum un somn și nu doar un strop. Până în zori unei noi zile de muncă, când te trezești în... apartamentul albastru. Inițial avusese foarte mult teren în jur, deci avea și tot ce se vede până dincolo. Ca să nu-i fie confiscate aceste pământuri, el le-a împărțit, în așa fel încât n-au fost confiscate, dar noi am cumpărat doar o mică parte, doar 7.000 de metri pătrați au fost cumpărați de noi. Cum dragostea trece prin stomac, fac și eu o mărturisire la ceas de mic dejun. Am trăit aici, la castelul din Ban Potoc, o poveste de iubire între trecut și prezent. Am venit să
Pro, mă vezi? Plimbați și mâncați, plimbați și mâncați, dar nu Castelul Corvinilor. Arhicunoscut obiectiv turistic pentru toți românii. În județul Hunedoara există multe alte locuri unde să vă plimbați. De dimineață până dimineață. Este atâta istorie dacică în acest județ, încât dacă ești un bun român și întreprinzător, atunci știi să o împachetezi turistic departe de agitația urbană. Apoi s-a dovedit științific că un păhărel de alcool distruge sute, ba chiar mii de neuroni. Eu am întâlnit un paharnic în orașul Hunedoara care îți umple starea de spirit și ți se îmbogățește mintea, te îmbogățești mental. Deja simt atâta adrenalină. Suntem în Chimindia, un sătuc din județul Hunedoara. Un sătuc în care m-am născut, un sătuc în care m-am întors după o lungă perioadă de străinătate. M-am întors de aici, de unde am plecat. Castelul a fost cumpărat de bunicul meu. Castelul datează din anii 1800 și a fost o reședință a grofilor unguri din zona. Născându-mă aici, am văzut potențialul pe care poate să-l aibă o astfel de locație. Și am crezut în potențialul turistic pe care îl are zona. Am renovat castelul la cum îl vedeți astăzi. Și am creat acea energie de care am simțit eu însumi că am nevoie. Investiția a fost o investiție majoră. În renovarea castelului am încercat să folosesc foarte multe elemente de construcție naturale, foarte multe elemente de construcție de genul pietrelor de travertin. Travertinul, un material nobil, care datează din cele mai vechi timpuri, material pe care îl foloseau inclusiv dacii în construcțiile pe care le făceau. Am încercat să dau această tentă medievală, deoarece am considerat important pentru turismul pe care vreau eu să-l fac. Castelul Lupilor nu este doar o afacere, ci este și un exemplu pentru comunitatea din zonă, care să poată vedea beneficiile pe care le-ar putea aduce o astfel de afacere. Și când mă refer la beneficiile pe care le pot aduce comunității, imaginați-vă că noi am creat aproximativ 20 de locuri de muncă, am creat o rețea de producători locali de la care luăm anumite produse, produse naturale, produse bio. Am încercat să folosim și elemente de construcție cât mai naturale, vedeți că avem foarte mult lemn. Avem elementele arhitecturale ale unui design minimalist, dar a unui design medieval. Am achiziționat niște teren aici în zonă pentru ca în viitor să putem construi un manej. Investim în viitor în construcția unui spa. În spa, unei piscine încălzite. Avem deja al doilea traseu din țară ca și scări naturale. Traseul se situează în spatele castelului.
îmi place istoria, îmi plac castelele, dar adevărul e că castelele după ora 6 seara devine extrem de plictisitoare. Părerea mea că după ce ai luat o doză de castel, așa, până la 2-3, neapărat trebuie să iei niște altfel de doze într-un pub corespunzător. Poate lumea să știe să audă o poveste mișto, nu e deloc mișto. Povestea e că eu, de fapt, aveam de gând să fac complet altceva. Dar având în vedere realitățile din România din anii 90-2000, am ajuns să fac un bar. Și atunci, dacă tot l-am făcut, am încercat să fac o treabă mai bună decât nu înseamnă doar un bar. Am încercat să fac un bar în care lumea să se simtă bine, să fie inovativ din multe puncte de vedere și în care să mă simt eu bine. Am făcut pentru clienții noștri o aplicație prin care pot comanda de pe telefon, e foarte ok, merge servirea mult mai repede, le recomand să folosească aplicația. Partea de sus sunt categoriile, vin, bere. Acum văd că am greșit aici, am scris în loc de bere fără alcool, de bere inutil am scris bere fără alcool, da? În plus, de pe aplicația asta se poate controla muzica, pot să văd playlist-ul pub-ului, din care pot să-mi aleg o melodie pe care vreau să o pun în playlist. Am făcut și, pentru cei care comandă de pe aplicație, pot să comande shot-uri gratis. Comandăm și un shot gratis, dacă tot e moca, de ce să lăsăm acolo? Shot-ul gratis cine primește? Oricare folosește aplicația, o dată la 20 de minute, după cum vedeți, eu am comandat un shot gratis, s-a inactivat butonul și spune, peste 20 de minute va deveni din nou activ. Sunt un client cam nervos, frustrat, că voi fi facturat și vreau să văd și eu cum reușești tu ca plata pentru consumație să nu antreneze și consumul meu nervos. Ok, încercăm cu prima variantă. Poate vă așteptă soția acasă. Atunci vă oferim un alibi. Ați fost la Floreria Panseluța și ați cumpărat trandafiri, dar i-ați uitat în tramvai. În asul numai că unele doar nu sunt tramvaie. Dar banii am băut, dar soția da. Primește alibiu. Corect. Și mă iubește în continuare. Exact. Pompa 19. Am intrus cele trei taxe de cărare în preț. Adică e o singură taxă, dar e vorba de trei cărări. Exact. Păi asta zic, că n-avem autostrăzi, dar unii au merg pe mai multe cărări. Da, de-aia taxele-s mari în România. Și mai avem și drumurile lui Leșe, dar nu avem autostrăzi. Ah, asta e a ta. Delegatul dumneavoastră a produs următoarele... expeditor Bartizul destinat... Asta poți să decontezi la mine la contabilitate? Păi de-aia am dat-o. Delegatul dumneavoastră a produs următoarele stricăciuni.